Să vorbești despre moarte și îngropare fără să vorbești despre înviere ar fi o tragedie. Dar asta este tema acestei dimineți, îngropați împreună cu Hristos prin botez. Îngropați împreună cu Hristos prin botez. Și pentru că sunt doar 2 săptămâni până la Paște, nu vă supărați dacă am să strig Hristos a înviat. Și în felul acesta, subiectul din ziua de azi capătă culoare și bogăție și frumusețe, dar vă pun o întrebare. Hristos a murit și a înviat acum 2000 de ani, undeva în Palestina, în secolul I, răstignit de către romani, la incitarea preoților celor mai de seamă și a fariseilor din vremea lui. Eu trăiesc în 2014. Ce are moartea și învierea lui Hristos de atunci și învierea lui cu moartea și învierea mea de acum? Sau ce legătură să fie între el și mine, între el și noi, oricine ai fi în această dimineață? Păstrați întrebarea în minte și dați-mi voie să citesc textul din Coloseni, capitolul 2, începând cu versetul 6. Astfel dar, și m-aș întoarce spre voi, după cum ați primit pe Hristos Iisus, așa să și umblați în El. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu Tatăl. Luați seama ca nimeni să nu vă fure, nimeni să nu vă ia pradă, după filozofiile și cu amăgire de șarte, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Dragii mei, omul este religios prin structura lui, pentru că a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Oriunde te-ai duce în istorie sau pe planeta aceasta, vei vedea căutarea după Dumnezeu în oameni. Și de aceea oamenii au încercat să-și croiască un drum spre divinitate. Peste tot vezi temple, jertfe, preoți. Dar există o singură cale spre Dumnezeu. Eu, spune Domnul Iisus, sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Restul sunt datini sau tradiții omenești sau învățături și filozofii începătoare ale lumii. De ce doar Hristos? Ascultați versetul 9. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. El nu este un om de rând, este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cum obișnuim să spunem în crezul nostru. Voi aveți totul de plin în El. Așadar, toate filozofiile și toate tradițiile lumii, care n-au nimic a face cu Hristos și cu Scriptura, nu pot să-ți ofere ceea ce se oferă Domnul Iisus Hristos. Cine este El de fapt? Și ce avem în El? Textul spune, El este capul oricărei domnii și stăpâniri, cu alte cuvinte este șeful universului, mai mare decât toți, pentru că El a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Înainte de înălțare s-a uitat în ochii ucenicilor săi și le-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Implicațiile acestui fapt sunt uriașe. Dacă Domnul Iisus Hristos mă invită la El, spuneți-mi, nu e o jignire la adresa Lui să trimit pe altul în locul meu, să vorbească, să pună o vorbă bună, când El a plătit pentru păcatele mele, când El și-a deschis brațele, când El mă invită alături de El, luați jugul meu asupra voastră. El este lângă mine, alături de mine. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Dar ce avem noi în El? Ce avem în Hristos? În El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, voi aveți totul de plin în El. Puneți două puncte și lăsați-l pe Apostolul Pavel să înșire lucrurile care le-a câștigat Hristos pentru noi. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez, și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți.
pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră, lista aceea lungă a datoriilor noastre față de Dumnezeu, toate legile Lui Dumnezeu pe care noi le-am călcat au fost șterse. Ele stăteau împotriva noastră, spune, le-a nimicit pironindu-le pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Dați-mi voie să punctez lucrurile care le avem în Hristos. Totul de plin în El. Ce înseamnă asta? Cel puțin în textul nostru. Avem tăierea împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. Pe urmă, avem îngroparea împreună cu El prin botez. Avem învierea în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Avem ștergerea tuturor datoriilor noastre față de Dumnezeu și iertarea tuturor păcatelor noastre. Avem eliberarea din robia păcatului și de sub puterea diavolului care ne ținea robi. Aș vrea să le iau pe rând și să punctez câteva dintre ele. În primul rând, am fost tăiați împrejur, dar nu cu o tăiere împrejur, ca cei din Vechiul Testament, făcută de mâna omului în carne, ci cu tăierea împrejur al lui Hristos. Oare ce se însemne lucrul acesta? Dați-mi voie să citesc textul încă o dată. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur al lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. În dezbrăcarea de trupul de carne aceasta care ne trage la păcat, la înstrăinare de Dumnezeu. Ca să înțeleg ce am în Hristos, ar trebui să privesc în oglindă cele două tăieri împrejur. În Vechiul Testament, Dumnezeu l-a ales pe Avram și după ce a intrat în legământ cu el, în Genesa capitolul 15, și Dumnezeu i-a jurat că îi va da țara și el va fi Dumnezeul seminței lui, în capitolul 17, versetele 10 la 14, Dumnezeu îi dă o poruncă. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiați împrejur, nu doar pe voi, ci și robii născuți în casă și pe cei cumpărați de la străini. Astfel, legământul meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Un copil de parte bărbătească, netăiat împrejur în carnea prepuțului, să fie nimicit din mijlocul poporului său. A călcat legământul meu. Deci tăierea împrejur era semnul legământului, semnul intrării, semnul apartenenței de poporul lui Dumnezeu. De poporul lui Dumnezeu. Dar m-am întrebat de multe ori, de ce este atât de dur, atât de strict Dumnezeu cu împlinirea acestei porunci? Orice copil de parte bărbătească care nu va fi tăiat împrejur a opta zi după naștere să fie nimicit din mijlocul poporului său. A călcat legământul meu. Strictețea aceasta îmi vorbește în primul rând despre harul și responsabilitatea care nu pot fi separate. Harul și responsabilitatea apartenenței la poporul lui Dumnezeu. Dar noi nu trăim în Vechiul Legământ. Învățăm din Vechiul Testament. Noi avem o altă tăiere împrejur, o tăiere împrejur a lui Hristos, despre care ne-a vorbit Vechiul Testament. În Deuteronom, capitolul 30, versetul 6, ni se vorbește despre o tăiere împrejur a inimii noastre. A inimii noastre. Dar dacă mă întorc în Vechiul Testament și mă întreb la ce îmi folosește să aparțin de poporul lui Dumnezeu, ascultați-l pe Moise, pregătind generația care urma să intre în țara promisă. În Deuteronom, capitolul 4, versetul 7, care este adevăr neamul acela așa de mare, care să fie avut Dumnezeii lui așa de aproape, cum îl avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Nu uitați, la ieșirea din Egipt, Domnul a călătorit împreună cu ei, un stâlp de nor în fața lor, un stâlp de foc noaptea care îi călăuzea, norul deasupra cortului întâlnirii. Dumnezeu locuia în mijlocul poporului său.
Și în baza acestei realități, spune Moise, care este neamul acela așa de mare să fie avut Dumnezeu așa de aproape cum îl avem noi, pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă porunci și legi așa de drepte cum sunt toate aceste porunci pe care le pun înaintea voastră astăzi? Dar imediat după harul apartenenții la poporul Dumnezeu, Moise subliniază și responsabilitatea. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care le-au văzut ochii tăi, să-ți iasă din inimă, fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Vechiul legământ nu este legământul de care noi aparținem. Noi trăim într-un legământ nou, suntem un popor nou și avem un semn nou al noului legământ. Și aș vrea să le punctez pe rând. În Evrei, capitolul 7, autorul vine și vorbește despre cele două legăminte, în capitolul 8, versetul 7. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, nu ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Observați, e vorba de două legăminte. Căci ca o mustrare, zice Domnul Israel. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei. Vechiul legământ a fost rupt, Dumnezeu a dat o carte de despărțire, poporului său a fost alungați în robie. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi a îmbătrânit și este aproape de pieire. Dragii mei, un legământ nou se face cu un popor nou. Aici nu e vorba de poporul Israel, ci de poporul lui Dumnezeu răspândit pe toată fața pământului. Aici intrăm și noi românii, intră și maghiari, intră și romii, intră toate neamurile. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, el nu l-a chemat doar pentru el și sămânța lui, ci l-a chemat să devină un canal al binecuvântării pentru toate familiile pământului. Și prin venirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a deschis planul lui pentru toate familiile pământului. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, Petru spune celor împrăștiați în secolul I în Asia, Bisericii lui Hristos: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Observați, noi nu eram poporul lui Dumnezeu, noi eram păgâni, străini, vrășmași cu Dumnezeu. Dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, El ne-a invitat în poporul Său. Un nou legământ cu un nou popor cere un nou semn al legământului. Și de aceea textul nostru spune că acest semn care a fost prefigurat încă în Vechiul Testament, am amintit Deuteronom 30:6, Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Semnul noului legământ este tăierea împrejur al lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor cărnii, poftelor firii pământești. Cum se realizează lucrul acesta? Cum suntem tăiați împrejur cu tăierea împrejur a lui Hristos? Sau să pun pe limba noastră, cum suntem invitați să facem parte din poporul lui Dumnezeu? Cum suntem înfiați în familia lui Dumnezeu ca să devenim moștenitori împreună cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos? Textul nostru spune în versetul 10, voi aveți totul de plin în El. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mâna omului, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești. Și acum ascultați cum se face lucrul acesta. Fiind îngropați împreună cu El prin botez
Și cei care ați venit, poate prima dată, la un botez, veți vedea că eu am să îngrop pe toți oamenii care vor intra în apă alături de mine. Și dacă i-ați ține doar 5 minute în plus, ar fi morți de-a binelea. Îngropați, dar aici nu e vorba de îngroparea în apă doar, ci îngropare împreună cu Hristos. Și mă întreb, unde o fi Hristos, ca să vedem cum sunt îngropați cei doi împreună? Și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți. Revin la întrebarea de la început. Ce are moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, care a avut loc acum 2000 de ani, cu cei care sunt în haine albe, sau cu mine, sau cu cei care v-ați identificat prin credință cu El? Ca să înțelegem cum discută Biblia, v-aș duce la o întâmplare din Vechiul Testament. De Avram ați auzit deja, pentru că el a fost cel care a primit legământul și porunca tăierii împrejur și el a plecat, chemat de Dumnezeu, și-a lăsat țara lui și familia lui și s-a dus în țara în care l-a chemat Domnul împreună cu un nepot, cu Lot. La un moment dat, n-au început să încapă în același loc, pentru că cirezile le-au crescut și Avram, ca un om mai bătrân, îl cheamă pe Lot și îi spune, Lot, uite-te și alege tu unde vrei să mergi. Dacă tu iei la stânga, eu iau la dreapta. Dacă urci pe munte, eu cobor la vale. Dar să nu mai fie ceartă între noi. Lot s-a uitat și a văzut câmpia Sodomei și a Gomorei. Era ca o grădină a Domnului bine udată. Și când ai cirez multe, te duci unde iarbă. Nu urci pe povârnișurile pietroase unde e un smoc aici și un smoc la 10 metri mai încolo. Lot își alege câmpia Sodomei, fără să știe că intră în zona morții. Atunci când au venit împărații Șinearului, n-au venit la Avram, care locuia pe terenurile aride din Israel, ci s-au dus la Sodoma și Gomora și au luat totul și au pustit Sodoma și Gomora, l-au luat și pe Lot și toată familia lui. Când Avram aude și înarmează oamenii din casa lui și vecinii lui și pleacă, cade peste cei patru împărați, le ia toate prada și se întoarce înapoi. Când se întoarce înapoi, împăratul Salemului, Ierusalimul de astăzi, iese în întâmpinare, Melchisedec. Și Avram îi dă zeciuială din toată prada de război. Din toată prada de război. Evrei, capitolul 7, versetul 9. Mai mult, însuși Levi este un descendent al lui Avram, care a venit pe scena istoriei 500 de ani mai târziu. Însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuială, ca să zicem așa, prin Avram. I-a plătit lui Melchisedec zeciuială prin Avram. Căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Foarte interesantă argumentare. Și este normal, dragii mei, să fie așa. V-aș duce într-o altă zonă. Suntem mii de ani mai târziu. Apostolul Pavel este în Atena și vorbind cu oamenii din piață, îl aud niște filozofi epicurieni și îl iau și îl duc în Areopag, acolo unde se făceau filozofiile vremii respective. Și zice, vrem să auzim, ce-i cu această filozofie nouă, religie nouă pe care tu o propovăduiești? Și Apostolul Pavel începe să vorbească tuturor înțelepților vremii de atunci. Capitolul 17 din Fapte, versetele 24. Dumnezeu care a făcut tot ce este cerul și pământul și tot ce este pe ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul să locuiască pe toată fața pământului. Acum, noi suntem obișnuiți cu tot felul de filmări și ilustrații. De pildă, e foarte greu să prinzi pe peliculă cum înflorește o magnolie. Dar dacă pui aparatul și privești cu atenție, timp destul de îndelungat, poți să dai o mișcare rapidă filmului și vezi dintr-o dată transformându-se în bobocul în floare. Și avem și posibilitatea să reversăm imaginea și să aducem floarea în boboc înapoi. Acum imaginați-vă dacă toți oamenii care locuiesc și au locuit vreodată pe pământ, am dat aparatul invers, cu viteză rapidă. Imaginați-vă toată această omenire întorcându-se înapoi în Adam. Posibil? Asta spune Pavel. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii care locuiesc pe fața pământului să fie ieșit dintr-unul singur. Dar acum pregătiți-vă de următoarea scenă.
după cum întreaga populație a globului, toată omenirea, era în coapsele lui Adam când Adam, incitat de nevastă sa, a luat din fructul oprit. Păcatul lui, practic, s-a răsfrânt în mod automat asupra noastră tuturor, pentru că toți am luat din fructul oprit, fiind în Adam. Tot așa, întreaga omenire a fost în coapsele celui de-al doilea Adam, când el a fost răstignit pe o cruce, aruncat într-un mormânt și a înviat a treia zi din morți. Dragii mei, acesta este argumentarea lui Pavel din Roman, capitolul 5. Dacă noi nu ținem toți de primul Adam, n-avem nimic nici de la al doilea Adam. Ei sunt reprezentanții noștri, cele două capete a două rase umane complet distincte. O rasă umană înstrăinată de Dumnezeu, cea descinsă din primul Adam, și o rasă umană împăcată cu Dumnezeu, descinsă din al doilea Adam, din Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, aș putea să-mi închid ochii, să-mi imaginez, dacă dau istoria înapoi, aș putea să-mi imaginez că eu am fost răstignit în și împreună cu Hristos. Eu am fost îngropat în și împreună cu Hristos. Eu am înviat în și împreună cu Hristos. Dacă este adevărat lucrul acesta, dacă toată omenirea este acolo pe cruce în Hristos Iisus, toată omenirea este acolo îngropată cu Hristos și înviată împreună cu Hristos, de ce majoritatea dintre noi suntem pe calea pierzării, străini de Dumnezeu? Dragii mei, nu-i voia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va judeca prin Domnul Iisus Hristos pe toți oamenii, știți ce va spune? Duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Iadul n-a fost pregătit pentru om, n-a fost pregătit pentru tine, pentru mine. A fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dar dacă vei ajunge acolo, vei ajunge prin decizia ta, prin alegerea ta, prin alegerea ta. Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, închizându-ne în Adam. Știți de ce? Pentru ca să aibă îndurare de toți. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Nu vă amăgiți, asta nu înseamnă că toți facem parte din poporul lui Dumnezeu, că toți am fost tăiați împrejur, cu tăierea împrejur a lui Hristos. Ascultați-l pe Apostolul Pavel în Roman, capitolul 5, versetele 18 și 19. Astfel, dar, este o comparație în text. După cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, și această singură greșeală este greșeala protopărintelui nostru, a lui Adam, noi eram toți în coapsele lui. Tot așa, printr-o singură hotărâre, tot așa, printr-un singur om a venit o hotărâre de iertare. A venit o hotărâre de iertare pentru toți oamenii, căci după cum printr-o singură greșeală, un singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, printr-o singură ascultare, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ce interesant este că noi suntem legați de Adam și păcatele lui au venit peste noi, dar când e vorba de legătura noastră cu Hristos, dragii mei, Dumnezeu a dat doar o hotărâre de iertare. Și hotărârea aceea de iertare e valabilă pentru toți oamenii și pentru tine și pentru mine, este deasupra capului tău, dar tu trebuie să o apuci cu propria ta mână, să-ți deschizi inima pentru ea, să primești oferta pe care Dumnezeu ți-o face. Și de aceea textul nostru spune că am fost tăiați împrejur cu tăierea împrejur a lui Hristos, fiind îngropați împreună cu El prin botez. Observați, în textul nostru, nimeni nu poate fi îngropat în locul tău. Tu trebuie să alegi în mod personal să fii îngropat împreună cu El prin botez. Recitesc textul. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu tăierea împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez. Asta celebrăm astăzi. Îngroparea noastră împreună cu El prin botez. Dar textul continuă. Și înviați în El,
și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți. Veți vedea perindându-se prinaintea noastră 6 dintre cei care au înțeles semnificația jertfei lui Hristos, semnificația botezului și care în mod public vin să spună: Doamne Iisuse Hristoase, cred că am fost acolo în Tine, pe cruce, răstignit împreună cu Tine, îngropat împreună cu Tine și înviat a treia zi împreună cu Tine și primesc lucrarea pe care ai făcut-o pentru mine, iertându-mi păcatele. Botezul este actul ascultării credinței noastre. Dragii mei, noi suntem și trup și suflet. Și în sufletul nostru poate că ne frământăm cu drumul spre Dumnezeu și dacă v-aș întreba, tot zice, da, cred în Domnul Iisus Hristos. Dar vă duc înapoi în Vechiul Testament. Să presupunem că sunt un israelit și am păcătuit. Și acum stau în fața legii lui Dumnezeu, îmi vorbesc cei din jurul meu și în sfârșit mă las convins de faptul că sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și zic, da, am păcătuit, cred că Dumnezeu îmi poate ierta păcatul. Era suficient? Nu era suficient. Era nevoie de o ascultare a credinței. Trebuia să mă duc, să iau un miel, să mă duc cu el la ușa cortului întâlnirii, să-l junghii cu mâna mea și să fac ce-mi poruncește legea. Și plecam acasă iertat. Observați, evreul trebuia să participe la ceea ce Dumnezeu îi oferea prin mâna lui întinsă, prin implicarea lui directă. Tot așa, botezul este actul ascultării mele, ascultarea credinței mele. Este dovada faptului că am priceput și am primit ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine acum 2000 de ani. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Fiind în coapsele Lui Hristos, eu însumi am fost acolo pe cruce cu toate păcatele mele, trecute, prezente și viitoare. Jertfa Lui Hristos le-a acoperit pe toate. Când omul înțelege lucrul acesta, firea lui pământească naște o întrebare. Înseamnă că putem păcătui liniștiți ca să se mulțească harul. Ferească Dumnezeu, spune Pavel. Dragii mei, hai să iau povestea cu iertarea pentru păcate, să o duc în dreptul nostru al celor din Noul Testament. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite, nemărturisite, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Nu-i suficient să spui, cred că Iisus Hristos îmi poate ierta păcatul. Trebuie să-L mărturisești și să accepți iertarea Lui. Exact lucrul acesta se întâmplă și astăzi. Dar mai este ceva atunci când mă gândesc la momentul botezului. Veniți cu mine înapoi în Eden. Domnul Dumnezeu l-a așezat pe om într-o grădină și i-a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. A venit șarpele și a zis, nu e adevărat, nu veți muri, uitați-vă la mine. Și eu am făcut-o, n-am murit. Să aici, bine mersi în grădină cu voi. Ce simbolizează mâna aceea întinsă după fructul oprit? Nu uitați, este pomul cunoștinței binelui și răului. De ce a interzis Dumnezeu omului să ia din pomul cunoștinței binelui și răului? Știți de ce? Să lase dreptul acesta de a hotărâ ce-i bine și ce-i rău lui Dumnezeu. Noi suntem creaturile Lui, noi nu suntem Dumnezei, noi nu avem busola în noi înșine. În momentul în care omul a rupt din fructul oprit, El l-a scos pe Dumnezeu din centrul cercului, s-a așezat pe El ca stăpân, ca Dumnezeu în centrul cercului, începând să hotărască El ce-i bine și ce-i rău. Uitați-vă la viețile noastre și la societatea în care trăim. Uitați-vă la mizeria morală pe care am creat-o. În momentul când am scos pe Dumnezeu, am înnebunit. Ne-am deșertat de viață. Am rămas morți și sterbi. Citiți doar primul capitol din Romani. Știți ce mărturisim în momentul în care în fața martorilor văzuți și nevăzuți intrăm în apa botezului?
l-am primit pe Dumnezeu, la pupitrul de comandă al existenței noastre. Noi am ieșit din centrul cercului și avem un singur fel de a gândi. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Pentru aceasta, dragii mei, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Citim Scriptura, nu ca să fim mai buni ca ceilalți, citim Scriptura să înțelegem voia lui Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască ce-i bine și ce-i rău pentru viața noastră. Pavel scrie Romanilor, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar ce înseamnă să-L mărturisești ca Domn? Aș putea să fac o scurtă repetiție cu dumneavoastră și la 1, 2, 3 să spuneți toți, Iisus Hristos este Domnul. Și bețivii o pot spune. Nu e mai mult decât atâta. Dragii mei, mărturisești cu gura ta și gura trebuie să tragă după ea întreaga ta ființă. Pentru că în momentul în care îl mărturisești pe El ca Domn, pui cârma în mâna Lui și lași pe El să hotărască ce-i bine și ce-i rău. Cu alte cuvinte, am trăit eu în centrul cercului până în acest moment. Dar acum când am fost îngropat împreună cu Hristos și am înviat împreună cu El ca să trăiesc pentru Dumnezeu, Dumnezeu este în centrul cercului existenței mele. Să presupunem că s-a întâmplat, botezul va trece și vor ieși oameni și se vor așeza din nou alți oameni înviați din morți între noi. Oare vor mai avea de luptat cu păcatul? Am fost tăiați împrejur cu tăierea împrejur a lui Hristos. Dacă este a lui Hristos, mă uit la Domnul Iisus Hristos. Spuneți-mi, câtă vreme a trăit în trup El, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, a avut de luptat cu păcatul? Da, dragii mei, a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Nu pentru că a fost vaccinat împotriva păcatului, dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești nu ne scoate în afara influenței păcatului. Ascultați-vă cum și-a trăit El viața. Evrei, capitolul 5, versetele 7 la 10. El este acela care zilele vieții sale pământește. Deci câtă vreme a trăit aici printre noi, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte. Dar ce i-a cerut practic Iisus Tatălui? Tată, nu mă lăsa să mă duc la cruce? Dar tocmai pentru asta a venit. Nu, dragii mei. El s-a rugat și s-a luptat să nu fie atins de păcat. Pentru că odată atins de păcat, toată lucrarea lui ar fi fost pulberată. Și și-a trăit viața strigând la Dumnezeu, luptându-se în fiecare zi. Versetul 8 continuă, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Dacă Hristos, câtă vreme a trăit în trup, a avut de luptat cu păcatul și voi veți avea de luptat cu păcatul și eu am și voi și noi toți avem de luptat cu păcatul. Ascultați-l pe Pavel continuându-și epistola, capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Observați frământarea noastră a tuturor, ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Nu astea sunt lucrurile cele mai importante în viață. Gândiți-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, și acum Pavel descrie lupta, lupta fiecăruia dintre noi. Știți de ce? Trupul acesta este supus morții din pricina păcatului, atacat din toate părțile, ispitit în toate felurile. Și de aceea, pentru că am o minte nouă, m-am socotit mort față de păcat, încep lupta cu păcatul. Și dacă s-a întâmplat să cad, păcatul mă arde, mă doare, îl rezolv, îmi cer iertare pentru el. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în toate aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrășmășie,
de răutate, de clevetire, de vorbiri rușinoase care v-ar putea ieși pe gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Voi aveți totul de plin în Hristos. Ce avem de fapt în El? Datorită Lui am fost incluși în poporul lui Dumnezeu. Un nou legământ, un nou popor, un nou semn. Avem tăiat împrejur inima. Avem o gândire nouă, metanoia, în momentul în care l-am întâlnit pe Hristos și am înțeles jertfa Lui. Am fost tăiați împrejur cu tăierea împrejura lui Hristos prin dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Avem îngroparea în El și împreună cu El prin botez. Și învierea în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu că l-a înviat din morți. Dar mai mult decât orice avem ștergerea întregului nostru trecut. Dragii mei, trăim într-o țară în care trecutul vânează, mai ales pe demnitatea acestei țări. Dacă cumva ai uitat ce ai fost la 20 de ani sau ca student și ajungi în Parlament, fii absolut sigur că ți se vor scoate toate gunoaiele la suprafață. În împărăția lui Dumnezeu este altfel. În momentul în care ai avut curajul să-ți mărturisești păcatul, Dumnezeu iartă și uită. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cu alte cuvinte, toate, datoria mea față de Dumnezeu este ștearsă. Toate greșelile și păcatele mele sunt iertate. Dar mai mult decât atât, avem eliberare din robia păcatului și de sub puterea păcatului. Fiind în Hristos Iisus, n-am murit doar împreună cu El și n-am fost îngropat doar împreună cu El, ci am și înviat în El și împreună cu El. Și de aceea puterea învierii Domnului Iisus Hristos este la dispoziția celui credincios. Nu ca să facă minuni cu ea, ci ca să trăiască după voia lui Dumnezeu prin ea. În Roman, capitolul 6, Pavel, după ce dialoguează cu cei care voiau să răstălmăcească într-un fel cuvintele lui, el le spune în versetul 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Poate îmi veți zice, ușor de zis, greu de făcut. Așa e. Dacă botezul n-ar fi decât o moarte împreună cu Hristos și un simbol de care să ne aducem aminte toată viața noastră și ar trebui să luptăm prin propriile noastre eforturi, ați avea dreptate. Dar versetul următor continuă. Păcatul nu va mai stăpâni. Dar cine i-a luat puterea? Ultimul verset din textul de astăzi spune, El, Hristos, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. De aceea păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, adică sub acuzarea legii, nu uitați, legea acuză pe păcătos. Dar dacă tu ți-ai mărturisit păcatul, păcatul tău trece pe Domnul Iisus Hristos, care a plătit pentru el și tu ești liber. Nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Capitolul 8, versetul 2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dați-mi voie să închei cu rugăciunea lui Pavel din primul capitol din Efeseni. Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii să priceapă trei lucruri. În primul rând, ce așteaptă la capătul drumului? Care-i nădejdea chemării tale? Pentru ce l-ai trimis pe fiul tău să moară pe cruce pentru ei? Ce le-ai pregătit? Iar dacă au curajul să pornească în direcția a ceea ce așteaptă, deschide-le ochii minții și a inimii să priceapă care-i bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Aici este vorba de caracterul meu, de trăirile mele, de viața mea, pe care o trăiesc aici în trup încă. Dragii mei, noi suntem schimbați în același chip al Lui
din slavă în slavă, prin Duhul lui Dumnezeu, care e puterea învierii lui Dumnezeu. Când reușești să biruiești ispita, te simți un om întreg și liber. Ori de câte ori te trântește la pământ, te simți o cârpă. Și o știi în tine însuți, pentru că legea lui Dumnezeu este scrisă în inima noastră a fiecăruia. Când pornești spre ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine, având curajul lor, vei începe să guști transformarea lăuntrică, vei începe să guști biruința asupra poftelor cărnii, trupului tău. Și al treilea lucru pe care Pavel l-aduce în rugăciune, Doamne, deschide-le mintea și inima să priceapă care este față de noi credincioși și nemărginita mărime a puterii tale, după lucrarea puterii tăriei tale pe care ai desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-ai înviat din morți și l-ai pus să șadă la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice nume, care poate fi numit nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Cei care se botează sunt tăiați împrejur cu tăierea împrejura lui Hristos și devin parte din poporul lui Dumnezeu. Dar asta nu pune capăt luptelor. Și slăvit să fie Domnul că nu ne luptăm singuri și nu vă veți lupta singuri. Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în noi, care e puterea creatoare, puterea biruinței lui Dumnezeu. Amin.